Alcoolul este un drog care în timp poate crea dependență și care afectează aproape toate organele majore ale corpului, pentru că alcoolul consumat intră direct în fluxul sanguin. Alcoolul afectează cortexul cerebral, sistemul limbic, cerebelul, hipotalamusul, hipofiza și măduva spinării, dar și alte părți ale corpului, deoarece creierul este responsabil pentru numeroase funcții ale organismului. Alcoolul consumat de către o femeie în timpul sarcinii poate afecta negativ fătul, determinând frecvent greutate scăzută la naștere și, în unele cazuri, malformații congenitale sau retard mental. Consumul excesiv de alcool a fost corelat și cu disfuncții sexuale, scăderea libidoului, demență și degenerare musculară. Principalele simptome care pot indica o tendință spre abuz și dependență de alcool sunt consumul băuturii alcoolice într-un timp mai rapid decât ceilalți, cheltuirea unor sume considerabile pe alcool, negarea problemei și apariția sentimentului de vinovăție sau remușcare legat de propriul consum. Persoanele care au antecedente familiale de alcoolism trebuie să evite sau să limiteze cât mai mult consumul de alcool, pentru că au un risc semnificativ crescut de a dezvolta dependența. Din păcate, cei mai mulți oameni sunt conștienți de efectele nocive și negative ale consumului de alcool, dar cu toate acestea continuă să bea. Pentru a renunța la consumul de alcool este nevoie de multă voință, perseverență și sprijin din partea familiei și societății. Se recomandă ajutorul unui program de tratare, suport sau consiliere. Majoritatea alcoolicilor nu se pot lăsa de băutură fără o supraveghere din partea unor profesioniști. În unele cazuri, când simptomele de sevraj sunt grave și nu dispar după un anumit interval, este necesară administrarea unui tratament medicamentos, ușor accesibil, dar cu efecte secundare periculoase, în cazul în care persoana în cauză continuă să consume alcool. Consilierea psihologică, integrarea într-un grup de alcoolici anonimi și educația corespunzătoare sunt folosite pe toată perioada recuperării. În acest moment, recăderile sunt cel mai frecvent întâlnite, cu toate că deseori, odată cu recăderile, apar și sentimentele de vinovăție. Abandonul tratamentului nu este considerat o opțiune. Menținerea abstinenței la alcool este un proces care durează toată viața.